Bună ziua! M-au sunat rudele unui deținut de la Brănești și spun că omul de câteva zile e ținut afară. Și au zis că a fost ieri la departament, a sunat încolo cineva și li s-a spus nu, nu, problema e rezolvată, e cazat în baraca 1. Dar el continuă să doarmă sub cerul liber și numai cu îi se face milă îi aduce. Șefcenco îi spune lui. Mie îmi spune Oleg Bregă de la Curaj TV. Deținutul Șefcenco? Da. Păi, na, nu știu exact. Dar nu. Din Brănești, 18. Noi îți verificăm informația și cred că nu e posibil așa ceva. Deci, noi îți verificăm informația asta. Eu nu cred că oamenii ar face scandal fără temei. Eu zic că se răzbună administrația că nu au vrut să colaboreze, ceva de felul ăsta. Aveți și un telefon de la administrația penitenciarului sau tot de gardă cineva de acolo? Pot vă dau numărul de la secția de gardă. Da, vă rog. Bună ziua. Bună ziua. Sunt la penitenciarul Brănești? Da. Fiți amabil, sunt Oleg Brega de la Curaj TV și avem o plângere că un deținut Șefcenco la dumneavoastră e ținut deja a treia noapte afară. Șefcenco? Da. Și mai cum? Nu știu exact, nu mi-amintesc, dar nu cred că aveți tare mulți deținut Șefcenco și pe care să-i țineți afară. Dar nu știu dacă eu stau afară, am tot cu deținuții stau în locuri speciale amenajate, în încăpiri. Păi, dar încăpiri încălzite sau în ce baracă? Sectoare, încălzite, sectoare, amenajate, cu păi, și atunci, dar ce interes ar avea să sune pe nevastă și să-i spune că nu e cazat, nu e internat nicăi? Noi nu avem unii plasa afară, nu are unii să stăie el afară, ateză. Zici că în curte, dar unde să-l cazați? Aveți destule locuri, destule paturi sau îl culcați la ușă? Suficiente. Suficiente. Că rudele spun că au puține locuri și de atâta nu-l cazați. Uitați, hai eu mă documentez acum și fac legătura cu dânsul și să vă spun concret. Mulțumesc. Urmează să reveniți cu un... Da, da. Mulțumesc, o zi bună. Ce interes ar avea oamenii să stârnească așa zarvă? Dar instituțiile penitenciare, ANP-ul ar avea poate interesul să facă transparență și din când în când să permită rudelor societății civile să intre acolo și să intre în contact cu deținuții. Dar iată nu o fac, le place opacitatea, înseamnă că ceva ascund acolo. Iar eu sunt Brega despre Maxim Șefcenco, aveți? Am vorbit cu condamnatul. Dumnealui trăiește în sector, are spațiu locativ, mobilier, tot cum scade. Cum... Da, putem să vorbim și cu el la telefon ca să ne confirme asta? La telefonul ăsta meu? Sau la altul noastră, sau să ne sune... Am înțeles că are o cerere care are dreptul la un apel telefonic, ca să vă apeleze, poți să dau numărul. Bine, măcar așa. Mulțumesc. O zi bună. Tare mă îndoiesc că o să mă sune Maxim Șefcenco vreodată în viața lui, de la penitenciarul de la Brănești. Dar vorba ce, hai să zberăm, să ne așteptăm la mai bine măcar în anul care a venit. Dacă în anul trecut nu a fost posibil.